Povești adevărate sau inventate, de Andrei și Mihaela Bar, o producție mini-reactor în parteneriat cu Radio Cluj. Andrei. Mami. Of. Vai. Mami, ce fain că am venit la cafeneaua asta. E locul meu preferat de întâlniri cu tine. Fac o ciocolată caldă bestială, băieții de aici. Și e fain că stăm și vedem lumea pe geam trecând și povestim. Și știi, monedele astea arată ca niște mingi. Să știi că... Scuze. Să știi că parcă suntem mai împreună când ne jucăm. Și mie îmi place că petrecem timp împreună. Și te aduc aici în special pentru că au cafea și cacao de specialitate. Adică nu orice cafea. Ai văzut că pe cartonașul ăsta scrie originea cafelei și modul de preparare? Despre fermieri și zona de proveniență, despre influențele pe care le are... Nu, e delicioasă! Și când ne bem cafelele, chiar stăm împreună! M-ai întrerupt când îți spuneam despre cafea. Eu vin aici cu tine și ca să înveți lucruri care chiar contează. Da, da, contează că e delicioasă ca în asta de ciocolată. Și să știi că te-am văzut. Cred că îți place și ție cafeaua. Așa e. Dar mie îmi place și pentru că e din America de Sud. Dintr-o zonă muntoasă. Mie îmi place care... mai mult să povestim despre locurile unde am fost noi. Că am și călătorit mult și a fost fain și distractiv. Uite, de exemplu, îmi e așa de dor de o bălăceală în piscină. Mai știi când am stat o lună în vacanță și am făcut baie în fiecare zi? Vai, ce vesel eram! Ieșeam zilnic din casă, direct în piscină sau mergeam pe plajă, peste drum. Toată ziua apă, apă, apă. Eu mi-amintesc lucrurile un pic altfel. Apă, apă, da. Da, apoi eu te-am dus la cursuri de not și tu atâta te-ai plâns că nu mai vrei, că nu-ți place. Era important să înveți să noți, nu doar să te bălăcești. Să înveți tehnici și să noți elegant, să ai rezistență. Da, dar să știi că și să te bălăcești e foarte distractiv. E distractiv, dar viața nu e doar despre distracție. Mai întâi hai să înveți să noți, ca lume. Hai... Mami, îmi place mult să povestim despre istorie. Îmi place să aud despre ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat și cum a fost. Păi te-am dus la muzeul ăla foarte mare din Barcelona și am petrecut atât timp citindu-ți acolo din toată zona aceea cu informații despre istorie. De fapt, am făcut o întreagă călătorie ca tu să înveți lucruri importante. L-am și învățat, mami. Dar știi ce a fost cel mai fain? Cel mai fain a fost când tati s-a așezat la masa aceea cu undele teta. El la un capăt al mesei și un alt om stătea la celălalt capăt. Aveau niște fire legate de frunte și în mijloc avea o bilă de metal pe care încercau să o mute doar cu puterea minții. Știi, mami, ca niște Jedi! Wow! Scuze, scuze, mami, tati chiar a reușit, ca un Jedi! Andrei, hai în zona cu științele naturii, că e bine detaliat! Uf. Nu-mi vine să cred că din toată ziua aia și din tot muzeul ăla tu ai rămas doar cu asta. Nu am rămas doar cu asta, dar era amuzant și eram împreună când râdem... Da, e așa ca și cum suntem mai aproape. Așa e.
dar erau așa de multe alte lucruri de învățat acolo. Nu e mereu doar despre a te distra. Știu și chiar m-a interesat care e treaba cu undele teta. După ce mi-ai citit acolo, când am revenit acasă, eu am vrut să mai căutăm informații suplimentare, ți-amintești? Păi așa zic și eu. Hai să căutăm informații suplimentare și despre istorie și științele naturii, nu? Hai. Andrei. Scuze, mami. Vai, mami, știi? Asta mi-amintește de momentul ăla când călătoream. Tu călătoreai, că eu nu eram atunci, înainte să mă fi născut eu. Erai la un drum lung undeva și când ai urcat era un tip cu o găină în brațe, mai știi? Pe scaunul din spatele șoferului, un bărbat ținea în brațe o găină și o mângâia ca pe un cățel. Și găina cot-cotăcea și se tot zbătea și el încerca să o liniștească și făcea șș, și un pasager a zis: ce se întâmplă acolo? Domnule, în ce lume trăim? Se plimbă oamenii cu găinile în autobuz. E inadmisibil! Inadmisibil! Face, gălăgia asta e fenală plus mirosul, fai! Exact! Și mai pui că nici nu a plătit bilet pentru găină. Și tu erai tânără și te uitai și te distrai, mami. Da, da, chiar mă distram. Și găina încerca să-și ia zborul și pasagerii se agitau strigând și dând din mâini și bărbatul cu găina încerca să o liniștească, dar nu reușea. Da, dacă s-ar opri și din cotcodăcit, am avea și noi un pic de liniște, domnule, liniște și pace. Vrea omul să călătorească cu autobuzul la drum lung și trebuie să treacă prin calvarul ăsta. Iad, nu altceva. Terminați că o deranjați pe domnișoară. Domnișoară, nu e așa că vă deranjează? Nu, chiar mă gândeam că trece timpul mai ușor. Se întâmplă ceva. Deci ce altceva se mai poate întâmpla? Nu ar trebui să răbdăm suficient? Nu pot să... Ce? Un om. Ce? Asta e musai de văzut. Un ou. Doamne ferește, așa ceva. Așa ceva, dar în fond e doar un ou. Și totuși... Un ou în autobuz? Un ou în autobuz? Un ou și o găină în autobuz? Ce interesant că ți-ai amintit de momentul ăsta. Păi da, atât am râs. Mi-ar fi plăcut mult să văd și eu asta și să te văd pe tine cum te distrai cu gura până la urechi. Îți zic eu că atunci când te distrezi, parcă ești mai aproape de oameni. Auzi, mami, mai știi povestea așa de când nu eram eu, că-mi plac foarte mult. Hai să vedem dacă mai vin în minte altele. Hai. În fond, povestea asta a fost despre o găină. Și ție-ți plac animalele. Da. Vrei mai bine să mai învățăm ceva despre animale? De fapt, da, vreau. Îmi place să învăț despre animale. De fapt, acum îmi amintesc că a fost util să știu despre broaște testoase și ce mănâncă ele. Atunci, în dimineața aia, când am stat noi doi odată acum câțiva ani în Thailanda în vacanță. Tu ai ieșit în ușa de la balcon și pe masă era o broască testoasă. Cât un lighean de mare. Oh. Ce e, mami? Ce s-a întâmplat? Stai, nu te apropia de masă, Andrei. Wow! Ce faină e! Mami, hai să vezi! Stai, Andrei! Mami, hai mai aproape, hai! Andrei! Wow, mami! Hai să-i dăm de mâncare! Andrei, stai cu minte că nu cred că e bine să ne apropiem. Ba da! Hai să-i dăm o banană! Auzi, fug repede să iau una din casă! Vin! Să nu o speri, da? Wow! Andrei! Mami, uite cum mănâncă din mână! Mami, haide să-i dai și tu puțin! Ia puțină coajă de banană, hai! Chiar îi plac bananele. Păi da, da, că am citit într-o enciclopedie dedicată special broaștelor testoase. Se zice că broaștele testoase... Chiar a fost tare distractiv cu broasca. Și ai fost super pe fază cu banana. De fapt, dacă stau să mă gândesc, sunt multe momente când ești pe fază. Cred că vorbesc eu un pic cam mult și nu mai apuc să te aud mereu. Îmi amintesc acum de un moment când erai tu mic. Nici nu știu dacă ți l-am mai povestit. Aveai vreo 2 ani jumate. Eu avusesem un accident de mașină și încă mă durea mâna dreaptă.
Mergeam spre bunica. Coborâsem deja din autobuz și mai aveam de traversat un trotuar și apoi o stradă când tu... Mami, vreau în brațe. Haide, pui, mai avem doar un pic. Dar nu mai pot. Haide, nu am cum să te iau în brațe. Nu știi că mă doare mâna? Hai că nu mai ai decât foarte puțin. Nu. Nu te mai mâții și hai să faci câțiva pași. Deja se vede scara blocului. Ajungem imediat și te vei odihni acolo, hai. Nu mai pot, vreau în brațe. Măi, de serios acum, nu mai poți să faci și tu câțiva pași? Mm. Tu chiar nu mai poți? Ești obosit, puiuț? Da. Te dor picioarele? Da, mă doare piciorul. Au. Haide, puiuț. Uite, stai aici lângă mine. Hainele astea se spală, lasă. Picioarele tale sunt încă mici. Ai obosit, așa-i? Uh-huh. Haide să stăm împreună, să ne odihnim și când ne-am odihnit, mergem mai departe. Eu m-am așezat urcește pe jos. Da, și oamenii treceau pe lângă noi și nici nu ne vedeau. Parcă eram invizibili. Mami, uite pietrele astea. Sunt ca niște mingi. Fotbal cu degețelele? Și... Șut și gol! Știi, Andrei? Îmi dau seama că tot trag așa de tine ca tu să înveți chestii și să știi cât mai multe lucruri și să te descurci. Dar tu chiar te descurci. Uite, și cu broasca țestoasă eu n-aș fi știut ce să fac. Și de fapt, atunci în Thailanda te-ai bălăcit, dar ai și notat tare fain. Când ne-a prins un val mare și eu nu mai te puteam ține, ai reușit să te descurci singur. Chiar dacă te-ai plâns, ai învățat să înnoți. Da, m-am cam plâns. Dar atunci cu valul m-am bucurat și eu că știam cum trebuie să respir. Și da, mă cam plâng și de orele de chitară, dar să știi că a fost foarte fain de Crăciun când am învățat colinda aia pe care tu ai cântat-o cu vocea și eu la chitară. Chiar mi-a plăcut mult să putem face asta. Și știu că mă plâng de exersat, dar să știi că și îmi place să descoper lucruri, mamă. Să știi că și mie îmi place mult să râdem împreună. Cred că ai dreptate. Când râdem, parcă suntem mai împreună. Mami, auzi? Hai să facem să râdem mai mult de acum încolo. Hai. Și hai să ne jucăm un fotbal cu degețelele. Uite, bănuții ăștia arată ca niște mingi. Ok. Ați ascultat Povești adevărate sau inventate de Andrei și Mihaela Bar. Regia artistică Selma Dragoș. Regia tehnică Rodica Tulbure. Muzica Văzduh. Distribuția Mama Alina Mișoc. Băiețelul Adonis Stanța. Vocile din autobuz Alexandra Caras și Paul Sebastian Popa. Un proiect cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național.